ia ca situație care, până mă am stat până la ora 1, nimic nu a fost. La ora 1 a venit, m-a deschis, mi-a luat marfa și mi-a dat voie să trec în partea asfaltă, dar încă când înspre Otaci. Și aștept actele care trebuie să-mi dai actele când mi-a confiscat marfa. Și s-a dus la voiena aia procuratura, așa au zis ei, să pui ștampile, să-i scalească și să-i aduc toate actele și eu am să plec acasă. Fără marfă. M-am încărcat cu frigidere de vitrină. 54 de bucăți. Mi le-au confiscat. Și trebuie să le duc la Grecia, la Afina. La noi se schimbă șoferul care au cetățenie română și se duc la Grecia fără probleme, dar la ruși nu pot trece. Noi șoferii care avem cetățenie moldovenească, noi la ruși putem să ne ducem și noi, pe noi ne schimbă. Noi încărcăm mașina, descărcăm marfa la ruși, încărcăm cu marfa rusească și o aducem până la Moldova. Și alt șofer e camionul și pleacă mai departe cu marfa la Grecia. Ia că asta e tot. Am o cânăncicat aici, ne-a luat marfa și ia că aștept actele să ne dăie că eu să nu răspund că eu ceva am făcut cu marfa. Ei aici au hotărât, ia că un șofer din Moldova cauciucurile au descarcă. Numai pe noi doi azi ne dă drumul. Și câți șoferi mai sunt acolo? Aici sunt o 12-16 șoferi. Aici, în vale, la vamă, dar în vamă, sunt 8 camioane. Dar restul șed în parcare la nimic, în deal. Deci, după părerea dumneavoastră, câte camioane românești sau de altă naționalitate sunt blocate? 12, zice lumea, ia ca băieții, au spus că 12 camioane din România. Dar cu și marfă să încărcați, pentru cine noi nu știm nici că noi am fost în camion așezut, nu ne dă voie nici să ieșim, nici să ne ducem, nici numai să grăim. Numai până la toaletă și până la vamiș. Și atât au fost. Circularea prin vamă ne-au explicat, să nu umblăm. De câtă vreme sunteți pe drum? Eu, de când am intrat pe data de 24 dimineață la ora 4 și 30 de minute, am intrat în Ucraina, în vamă la Bacivsk. Și am ajuns joi dimineață la Nemie, aici la Mogilău. Și m-a băgat în parcare, am stat în parcare 3 zile și m-a adus aici la duminică la ora 1 în vamă. Și ia ca de duminică până amu stau încă în vamă.